Oameni buni, am inventat mașina de călătorit în timp, să fie clar, și se cheamă Arhivă. Sub eticheta Joia de altă dată pe rețelele de socializare, așa e pe Facebook, Joia de altă dată, știți, da? Oamenii din toată lumea arată imagini din trecut, imagini ce reprezintă amintiri foarte dragi pentru ei. Amintiri care au făcut zile aparent obișnuite de joi să fie zile de neuitat. În fiecare joi, eu vreau să vă arăt din colecția mea de momente care mi-au rămas în suflet. Astăzi aveți ocazia să vedeți una dintre cele mai haioase farțe pe care le-am făcut eu de când sunt la ProTV. L-am sunat pe Nearică Răducanu și l-am păcălit că este chemat să facă o reclamă la mici. Țineți minte reclama? Țineți minte farsa? Să facă reclamă la mici bio, iar pe platoul de filmare am întors totul cu susul în jos, în așa fel încât Nearică, ce credeți, a fost nevoit să mănânce? La tarabă. La tarabă. Ce la tarabă? A fost nevoit să mănânce o mulțime de mici ca să iasă așa zisă reclamă. Eu vreau să poftiți, să vedeți această farsă genială. Să ne aducem aminte, joia de altă dată. Salut. Salut. O doamnă de nota 10. Numărul 1 mondial. Wow. Nearică a luat în serios rolul de reprezentant al micilor bio. S-a îmbrăcat românește, a repetat intens sloganul micilor și cum era atât de pregătit, a crezut că din două duble va termina treaba. Măruță și echipa lui îi puseseră la cale însă cea mai tare farsă și cei mai buni mici. Dubla 1, tras 1. Acțiune. Rică vă recomandă mâncărica. Bio, micu, mare pentru fiecare. Ce paprică de la Rică. Stop. Ce ai făcut? Am o problemă. Nu vă spune. Am o problemă cu cadrul. Pentru că ideea e că sănătatea se vede foarte aiurea. Trebuie să fie un pic mai strălucitoare. M-am să chem acum cu designerul să... Dedi, vină puțin, te rog, să-mi aranjezi și mie salata. Se vede foarte slab în cadru. Și uite așa, Nearică a mai luat un mic și încă un mic și iar un mic mai mare și încă un mic mai mic. A mâncat mici fără număr ca să iasă bine reclama. Habar nu avea că în timp ce el se îndopa, Măruță de prin spate încurca filmarea. Mici Biorică, dubla 1, tras 3 și tras 9, dubla 1, tras 16. Nearică a avut cât a avut răbdare, dar la un moment dat și a ieșit rău din pepeni. Pardon, din mici. Rică vă recomandă o mâncărică. Stau după voi. Chiar că voi o la șuturi acum. Păi ce, nu vă rușine? Una, două. Dar nu mai te uita la mine că aici filmez, nu mă joc. Pleacă de acolo că nu trebuie să stai tu. Rică vă recomandă o mâncărică. Bio, micu, mare, pentru fiecare. Ce păpică de la Rică. Sante. Ce dracu, mă, de unde e? Hai. Treci. Hai. Băi, vrei să vin să te iau la omor? Păi nu, că le-au până la omor, am fost eu acum. Fii atent, să dau loc, vă ales dacă nu iese asta. Bio, micu, mare, pentru fiecare. Mă scuzați, vă să ne luăm platoul. S-a supărat șeful pe noi, am venit să luăm fața de masă, platoul, toate astea. S-a supărat pe noi, am venit aici. Bă, ia ce? Ia pleacă! S-a supărat pe noi, bre! Ia pleacă, pleacă! Dacă șeful de aici nu stai, bre! Ia! Ce ne arică? Pleacă! Hai mă, că eu nu mai glumesc. Beți-vi, dracu. E luat pe dracu, să te văd ce vă fac eu vouă după aia. Ei! Băi, da, pleacă cu șeful tău cu... Băi, fii atent ce vă spun. Băi, fii atent ce vă fac eu, fii atent. Băi, vine să văd ce vă fac eu. Mulți ani trăiască, mulți!
trăiască la mulți ani, Mihaică! Vreau mai că-ți bagi să vreo două. 40 de ani de carieră. Am vrut să-i sărbătoriți așa, într-un stil anume. Domnul Țânțăreanu ne-a fost complice. Nearică, aici e... Ce rău, mă, nu mai poți să mănânc nici ăștia. Am mâncat 17. Le-am urmărat. Dar nu mai poți să mănânc cât vrei Nearică... să mănânc. Am mâncat 17.000 și... Nearică, 40 de ani de carieră. Bă, 40 de ani de carieră. Ia uite, rapid, aici. Înseamnă măcar... că noi vă respectăm pe dumneavoastră cei de la Happy Hour și am vrut să vă spunem la mulți ani așa, într-un stil anume. Oameni buni, Arica este un om de milioane și îmi place că are un simț al umorului deosebit. Nu doar că nu s-a supărat, dar le-a povestit colegilor că râde și acum când își amintește de farsă și le mai arată înregistrate invitațiilor care îi calcă pragul casei. Mă rog, are și partea a doua, când i-a făcut o farsă cu cozonaci, adică Nearică a fost personaj în acest 10 ani și vă rog frumos să-l aplaudați. Rica Răducanu! Ia mai toată păhărei, să ne mai trezim, să ciocnesc cu fiecare. Mereu, e senzație. Bine v-am găsit, Bata, ești un om extraordinar, să știi. Te rog frumos să iei loc aici, pentru că în 10 ani de emisiune am cunoscut tot felul de oameni, iar dumneavoastră ești unul dintre oamenii extraordinari. Lasă-mă că e bine să fie așa. Să știi că îmi place să mă văd cu Mata tot timpul. Mulțumesc. Stai un pic să înțeleg ce mi-ai adus aici. Băi, a început... De la soție. Păi da, să știe, când vin la tine, că băiatul meu e plecat, să știe, tot Cătălin îl cheamă. Băiatul Nearică e plecat și în zice, Dubai, la Cătălin, și, da, în Dubai. Ana e în facultate la Olada și Răzvan s-a dus în Anglia și acum e moartă, n-are cui să facă de-astea. Și acum a zis să mă chem mai mereu, să vă aduc în tot felul. Da. Vă rog frumos, Greta, notat Joia Nearică, avem plăcinte, Joia. Vreau să-i mulțumesc că soției dumneavoastră este o femeie extraordinară. Și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să o întâlnesc. Și asta e niște cei de asta mai... Ia Nearică. Nearică, s-a adus să mâncăm bre, nu? Păi bagă, mă, ce... Păi stai liniștit. Eu nu prea le-am pătat cu dulce, dar... Nici eu, dar asta mișcă. N-am cum să repus. N-ai cum, nu, e abia-i făcută. A venit Ana din Olanda, că e la facultate acolo, asta e nepoata mea, și mâine pleacă și face acum de toate, și vizitele alea cu unul de pui, se duce aia acolo, are toate națiile aia, spanioli, în tot felul, și când mănâncă, le duce sarmale. Sarmaua, sarmaua, în România, sarmaua. Adică, jur, atât de bun e. Nu e, mă, tată. Are și nucă și aromă. Pe altfel o țineam, dacă... Se vede de pe mine. Ia uite, pe de când... Eu nu mai, acum nu mai, dar am lucrat și eu. Am lucrat, tată. Acum nu mai, dulciuri de vreo 2 ani, nu mai lucrez. Nu mai vreau. Nu sunt atât la jur. Pe cuvânt. Deci dacă când mai mă chemați așa la 200 sau Joia, face în tot felul de prăjituri, așa că nu e nicio problemă. Trebuie să le mai... face mai multe, dacă e să vă aduc și voi. Asta... Știți care e șmecheria? Nearică, ca să înțelegeți, e cel mai bun invitat. Numai ca prezentator nu trebuie să-l întreb nimic. Poți să mănânc liniștit. Nearică a intrat și a început să vorbească. Eu intru direct în nada. Bă, eu să vă spun ceva, că de atâția ani... Merea. Da, n-am gustat, dar vezi și tu, care gustă și de-alea. Nu mai e două fele. Nu mai e un fel, e cum era, jur, adică chiar e... Ani, ce ai făcut, mă, nu mai e un fel, faci, trebuia să faci și cu nucă și cu alea. Da, săptămâna Atlanta, da. Da, adică, dea Dumnezeu sănătate. Să fii sănătos și voi. Să rămâna. Nu mai vă uitați că smește odișer. La emisiunea asta doar canapea aia trebuie să mai extind să-mi fac și patul, că de mâncat mâncăm, de băut mai bem un vinuț. Gorș, e gorzean. Nearică, e din partea aia. Hai să începem și noi emisiunea, că ai venit și Mata astăzi. Ai fost unul dintre cei mai tari invitați, pe cuvântul meu de onoare, că în 10 ani de zile, aici cu emisiunea, cred că asta a fost una dintre cele mai tari farse. Noi te-am sunat pe dumneata și ți-am spus că e o reclamă pe 5.000 de euro la Mici Bio. Pe asta a fost treaba, că eu nu m-am prins nici pe gând, nu trecea. Pe cuvânt, încă o dată spun. M-am dus, când a venit aia pe acolo, am vorbit cu ei, veniți-mă tata încoace, bă, băieți. Aveam echipa noastră trimisă acolo, da, cu tot. Da, toți după lângă mine, păi, pe la Țânțăreanu, nu? Da. La el acolo, ăia toți după mine, Nearică, băi, veniți așa, aveți primă de joc, de la mine, stați cu mine, să nu intrați pe treia, că eu trebuie să mănânc ca lumea și nu pot să mănânc mai mult de 10.
Nu pot să mănânc mai mult. Eu vreau să le spunem celor de acasă că dumneata ai mâncat atunci, nu știu, vreo 30 de mici, dar dumneata nu-ți plac mici, asta e ideea. Eu nu prea mănânc mici. Că... Pentru că ai avut în armată o problemă cu mici, nu? Sau cum e? Ți-a fost rău, adică nu-ți plac mici. Nu am pe asta cu micii. Că, și eu am zis atunci, băi nene, 5.000 de euro, am pus-o, ce să mai... Băi, tata, gata, 5.000 de euro, fac și o reclamă la 5.000. Păi, ce mai e, o oră, două, stăm aici. Și a început să vrea până în spate, că m-am enervat rău. Că știi care a fost treaba? Una, două, hop, opriți, nu-i bine, că trebuie să mai mănânci o dată mici. Am mâncat 5, încă 5, băi, mâncat vajna, nu mai merge. Și dacă vă spun, nu-mi dădea măcar apă minerală sau să beau și eu ceva. I-am zis la un băiat, băi, du-te tu și frumos și adu un coniac, că mai arde... Din greață. Mai dai de nești, știi? Și unul zice, păi n-avem voie, nu știu ce, și mi-a dat sirop fără apă, fără nimic. Și zice, că n-am voie decât sirop și să mănânci de pe micii aia, să bei sirop. Mi-a fost rău, recunosc, dar n-am luat nici bani. Dar am mâncat mici. Dar a rămas în... Nu, asta a fost cea mai... A rămas în istoria emisiunii. Pe cuvânt, dar toată lumea care crește acum să uită dacă anunțai sau despre ce e vorba, să vezi cât, zice, asta mi s-a părut cea mai frumoasă, că nici n-am știut. Chiar a fost una dintre cele mai tari farse, jur. Dar nici nu m-am prins și a fost mișto. Pentru că noi nu le spuneam invitațiilor că le facem farsă, adică chiar era pe bune totul. Nu, m-am dus acolo. Dar te-ai enervat la un moment dat, ai căzut acolo, Nearică. Păi știi de ce am căzut, mă? Da, fii sincer, dar fii sincer. Când m-ai văzut mata pe mine acolo și când m-ai văzut și când ți-am spus că e o farsă, când te-ai gândit că de fapt nu-s 5.000 de euro și ai mâncat 3.000 de mici. Nu, mă gândeam, am început să... Știi, ca omul. Da, cred că dacă îl prindeai atunci pe bucătarul ăla... Păi cum a fost aia, mă, că scaunul de-asta cu de metal. Și are metale și a stat pe iarbă. Și era mai auzit, când stai în iarbă, se duce... A, da. Și când m-am dat, m-am vărsat pe spate. Nearică, ai fost genial. Dar după farsa asta, ți-a mai făcut-o și pe aia cu cozonace. Ai mâncat și cozonace. Cozonace mai mergea, că... Dar nu, eu nu pot să mănânc dimineața, mă nec și a ăștia... A fost tare și aia de 1 decembrie, ți-am cântat cu fanfara dimineața. Când am căzut în canal. Adică nu în canal, dar... Pe dimineață mă scol eu... Bă, ce... Ne leagă multe, Nearică. Decembrie, nu știu ce. Bă, dar voi pe altă parte nu puteți să... Pune, Nearică, puteți să punem și noi un steag sus la matat. Ce, bă, sunt Ceaușescu? Ce... Da, cu fanfara. Hai, plimbați-vă încolo, la ora 6. Să știți că este un om extraordinar, Ica Răducanu. Da, mulțumesc. Eu chiar vreau să le spun asta telespectatorilor, pentru că, uite, ne aducem aminte de lucruri care s-au întâmplat da, foarte în acești 10 ani. Bă, Nearică, multe. Matei ești mișto ca om, puțin. Înțelegi? Da. Asta e tare. Matei ești mișto ca om, ca suflet, ca... Păi, ca tată, să spun ceva. Matale, băi, asta e. Să spun ceva. Familia am crescut-o cum am fost eu, cum am vrut, adică să fie tot ca mine, să nu spun. Că a fost amară și eu, de capul meu. Cine credea că o să fiu o mare Răducanu, să fiu pe la televizor? Mă gândeam, mă, nici să ajung la București. Că eram pe la țară, când a fugit tata, a lăsat-o pe mama și m-a... Și ce noroc am avut eu de mai mă vedeți la televizor, lumea nu știe. Mă, nene, eu când am plecat de la țară, n-am plecat de bunăvoie. Noi am fost 4 băieți, am murit 2 și am rămas eu cu ăla mare. Ăla mare trăiește, are 87 de ani. Acum, și eu stă la micu. Și s-a dus și tata, când a venit, a dat pe timpul războiului de mama divorț, mergea, paca, s-a dus, gata, a murit. Și vine la București să-mi soară cu Coana Rozalea, care e săraca, și nu făcea copii. M-a crescut și aia. Și până la urmă, ce crezi că a făcut? Atunci era cu cartele, cu zahăr, cu alea și... Rațier. M-a trecut, tata m-a trecut Necula Răducan. Că el e Necula Iorgu, Necula Răducan. Vezi, Dan are copil. Și ăștia, tot să ducea, ia zahăr, ia alea, hop, băi, ulei, ia, duce, adu-l pe Necula, unii ăla. Eu la țară. A venit fratele, m-a furat de acolo. Că n-a putut să mai așa, hai cu mine că mergi, am plecat copil, ce 10 ani. Și m-a luat la București și eram trecut pe, mi-a făcut, era permis de CFR, prima poza mea, era cum am acolo și acum. Deci copilărie. Da, atunci nu era cu telefon, odată, două poze așa și eu până la 17 ani. Da, și pe urmă, șansa vieții, tată, am avut noroc că m-am împrietenit și cu nevastă mea în cartier acolo și tineri ne-am luat, avem familie excelentă. Mă iubește lumea, asta mă simt cel mai bine. Pe cuvânt.
Și eu iubesc pe toți în cauza că tot ce am făcut și fițe și aia, de-aia făceam să distreze și ei. Că chiar dacă luam gol, mă bătea ăștia în cabine. Mă... A, să dreacu, mă, să râdă ăștia, bare. Uite, m-am dus acum, fiul meu e în Dubai, de atâția ani. Și m-am dus pe acolo, salam alecu, noroc. Nu mă știa nimeni. Hai, ceva, am jucat cu ei o săptămână. Băi, Cătăline, te rog eu frumos. Du-te, schimbă biletul, că plec, tată. Ce să fac eu aici? Mă duc eu acolo, la, am stat bietul, mă vede ăla, ai noroc, tată, bem o bere, noroc, Nerică. Mate, ai avut o viață grea, Nerică, până eu, la 17 ani. Da, copilăria grea, amărâtă. A fost frumoasă, până la urmă, că am ajuns așa. Muncită. Muncită, clar. Și cu multe... La 10-12 ani fugeam cu talanga la păcâm la să dau ciorile, de pe, să nu mănânce grăunțe. Da. De-aia cred că am făcut condiție fizică, că era câmpurile... Da, bun, și până m-am apucat de toate, vineam avut la București. Iar omul ăsta am făcut prima școală a mea de zidărie, sunt. Știi că sunt zidar. Când la școală n-aveam cum să intru, că trebuia să recu notă. Ce școală? Eram tare la bătăi la școală. Îi țineam pe unii să nu-i bată cineva, și îmi dădea bomboane. Băi, doi bomboane, ăsta e al meu, nu vă băgați că vă bomboane. Și mâncam la bomboane. E frumos. Și până m-am avut șansa vieții, tată. După aia am fost și cu minte așa. După aia am muncit și am avut șansa. La Flacăra Roșie, după Cala Poate, că scoateam Cala Poate. După... Jucam mestre, mă dreaptă. M-a văzut cineva și m-a luat.